Suntem la circuit la Academia Titi Aur și astăzi o să băgăm Rolls-Royce-ul pe traseul de aici, să vedem cum se descurcă și pe circuit și pe circuitul de off-road și la drifturi și la burnout. Pentru că ăsta este primul test de durabilitate. Suntem curioși cât reziste mașina asta în condițiile în care ea nu a fost concepută. Adică vă dați și voi seama că băieții aia din Anglia nu s-au gândit că o să ia mașina asta un ratat blond să o ducă pe circuit. Să vedem ce este. Și după ce terminăm cu circuitul, o să vedem cât de rezistente sunt materialele din ea, fiind atât de scumpă. Hai să-i dăm drumul. Așa, Lucian, deci să presupunem că m-am plictisit de golf. Așa. Și am și eu o singură mașină, și am venit cu ea pe circuit. Cum ar trebui să mă dau cu ea pe circuit? Păi, te dai cât poți de tare. Hai să vedem, hai să vedem. Tare putem. Uau! O, dragă, mai trebuie să ne și oprim. Care n-a fost frică cu nicio mașină pe circuit cum e cu asta. Că da, e ciudat, ce că tare. Fii atent, direct pe căplescul, i-au mâncat și mă știu cu ele în sigla aia să-mi bagă. Wow. Cum se lasă, suntem într-o parte. Da, avem țita, știu în ce parte să iau. Wow. Wow. Băi, ești nebun! Mamă! Sunt bine! Da. Strigă ceva? Nu, no, nu, no, nu. No. Mamă, era de-al Gugu. Arăș! Arăș acela! Arăș asta, mă, arăș asta, dă-le! Dar ia, e ceva pe mașină? N-are nimic, e tank. Suntem bine, ia. S-a simțit doar ca și cum ai fi călcat pe nou un pic. Uite, cu roata, l-am fix cu roata. Stai puțin să vedem. Da, uite pământul acolo, cu roata. Să vedem, mă, cel mai important lucru, dacă este stricat. Ia. Dacă așa arată 3000 de euro, eu nu vreau. Nici eu. Acum urmează să facem drifturi și partea proastă este că eu n-am făcut drifturi în viața mea. Deci nu știu cât de ușor o să-mi fie să învăț să fac drifturi, mă rog, cerculețe cu Rolls-Royce. Sunt curios dacă putem să facem o roată completă de drift sau dacă visez prea mult. Visez prea mult? Nu, nu, nu. Facem, trebuie să facem. Ok, dacă nu, schimbăm locurile de la șofer și nu o să vă dați seama niciodată. Dacă simt că intru cu botul în mijloc acolo. Te luăși cu ambele picioare pe frâne, știu ce să faci. A, ok. Mamă! Ai lizuca! Hai, mă înghițisec. Mai bun? Bună! Mai bun asta? Asta mă spun, meri 50 de lei. Mai tupeu! Avem și prima daună. A căzut capacul de la mânet. Haide, p***.
Cât o fi ăla? 500 de euro. Gata, la recunosc. Și am ajuns și pe off-road, suntem pe circuitul de macadam de la Academia Titi Aur și sunt curios cât de bine se ține rolsul, că să spunem că ai tu un rol și vrei să te duci pe la țară sau construiești blocuri pe undeva pe unde nu e asfalt și trebuie să vezi tu acolo ce se întâmplă. De-aia, dacă ești boss, logic, trebuie să poată mașina să ducă peste tot. Hai să vedem acum cât rezistă și cât de murdar ajunge. Bă, merge cu colantul. Bă, e doar udă. Dacă ai mașina asta, plouă, ninge, denivelări de teren, toate nebunile astea, Rolls-Royce-ul merge, nu pățește nimica. Uitați, asta nici măcar nu se udă, mâncau artata. Se merge la spălătorie și e ca nou. Hai să vedem totuși cum se descurcă dacă sărim cu ea. Uite, aici alunecă puțin. Și uite, de aici am dat-o. Bă, sincer, m-am vrut, a dracu să-l sar. Și-a pus mi-a făcut bucu. Pățit ceva? GoPro, nu știu unde e. L-am pierdut. E undeva, da. Fii atent, frate, ce suspensie șmecher are. Deci uite acum când e lăsat așa într-un dâmb, uite cât de ridicată e aici, a? Vezi? Da? Și pe partea altă, vezi cum stă. Ah, că stă așa într-o parte. Da, ia uite-o. Da, bă. Tu stai aproape drept în mașină. Nici nu-ți dai seama. Fii, dar am observat acum, pentru prima oară, uite cum scrie acolo, Rolls-Royce. Petrier. Petrier, da. Băi, șmecheră, mașina e bună pentru testurile astea, să vă luați. Săritura nu s-a simțit deloc. Nu? Nu. No. E foarte, foarte mare parcursul la suspensie. Și bă, chiar realitate, nu se simte. Te-ai desprins așa de pământ. Nu te cred. Hai să vedem acum dacă putem să facem burnout cu ea. Și momentul pe care l-a așteptat toată lumea, să facem burnout-ul. Așa, în râs sau în... Nu. Mamă, și ei sunt invizibili acum. Ce e aici? Băi, mai avem cauciuc? Cred că mai avem un pic. De o tură dacă e max. Frige? Nu, o să răci. Ba, încă e cald. What the fuck, încă e cald. Mergi acolo, nu? Și-a decolat. Da, vezi da. Că îți dă sânge, bă. Ha? Îți dă sânge un pic. Pentru continuarea testului de durabilitate am luat o drujbă. Cred că m-ați prins deja ce facem cu ea, nu știu sigur dacă am lăsat în intro. Acum, haideți să vorbim de zvonul pe care l-am auzit despre Rolls-Royce. Ok, și zvonul zice în felul următor, că Rolls-Royce este așa de scump pentru că au un om acolo angajat care tot ce face el este să vină așa să dea liniuțe. Știți că au liniuțele alea pe
mașină. Pur și simplu să tragă liniuțele alea și costă 10-15.000 de euro liniuțele alea să le tragă pe mașină. Și celălalt zvon este că într-una din tetiere tot timpul se ascunde 1.000 de euro. În cazul în care ești blocat undeva și ai nevoie repede de tot de 1.000 de euro, poți pur și simplu să iei cuțitașul cu care vine mașina, să desfaci ăla de acolo și să iei 1.000 de euro să o folosești. Asta e, nu știu, o chestie care s-a inventat la Rolls-Royce. Acum scrie și voi de dinainte în comentarii în care dintre cele 4 tetiere credeți că se află 1.000 de euro. Pentru că eu nu sunt genul de om care se ia după zvonul și vreau să aflăm pe bune, să știm dacă e adevărat sau nu. Da, am cumpărat. Nu prea avem benzină, cred. De asta am cumpărat drujba asta, dar trebuie să-i punem benzină. Și înainte să verificăm zvonul ăsta de la Rolls-Royce, vreau și eu să închei un zvon pe care l-am auzit despre mine cu mașina asta. Că aș fi luat-o veche, că aș fi luat-o bușită, că am făcut-o din două mașini una, că am luat-o cu volan pe dreapta, că toate nebunile astea care se pot auzi. Câți bani am dat pe mașină? 30.000 de euro, 2.000 de euro, 100.000, 200, 300.000. O să vă spun exact prețul pe care l-am dat pe ea și când o să-l auziți o să și înțelegeți de ce. Înainte să vă spun, haideți să o și verificăm, să vedeți că nu umblăm cu prostii pe aici. Mașina, v-am spus, am luat-o de la un dealer autorizat, tot ce trebuie, a fost la un parlamentar de ăsta din Bulgaria. Am fost sfătuit să nu mai vorbesc despre treaba asta, că s-ar putea să am probleme, dar eu stau în România, nu stau în Bulgaria. Dacă vreți și vreți să verificați o mașină, țineți minte codul ZBUR, că vă dă 20% reducere și vă las și link în primul comentariu. Dacă nu știți despre ce e vorba cu site-ul ăsta de Car Vertical, hai că vă explic repede, că poate e primul clip de-l vedeți. Practic, Car Vertical are acces la foarte multe baze de date și când bași seria de șasiu a mașinii sau direct numărul de matriculare dacă ești din Anglia, mă rog, poți să folosești în toate țările, îți arată un raport complet al istoriei mașinii și poți să vezi acolo dacă a avut kilometri dați înapoi, că vezi acolo că a fost înregistrat odată la 58.000 de kilometri și pe aia la 40.000 de kilometri. Mașina nu merge cu spatele de unde are kilometri, că i-a dat băiatul ăla înapoi de a vrut să o vândă. Dacă a avut accidente, că poți să vezi ori poze cu ea lovită dacă a fost vândută la licitație sau whatever, sau poți să vezi raportul de daune trimis direct de asigurator și ți arată acolo și cât a costat și ce elemente au fost lovite, dar da, neapărat să aveți în vedere că Car Vertical, pe cât de bun este, nu este perfect. Adică eu tot vă recomand, dacă vreți să cumpărați o mașină, să vă uitați și voi la ea, să vedeți dacă lufturile sunt toate cum trebuie, dacă are spații care nu ar trebui să fie acolo, dacă e întoită pe undeva, dacă se vede vopseaua diferită, că da, din nou, poate omul și-a reparat-o la el în curte și n-a stat nimeni să-i facă poză, n-a declarat nimica, n-ai cum să-l prinzi. Și din nou, dacă vezi acolo că nu-ți destul de informații pe Car Vertical și lucrul ăsta poate să-ți dea de gândit că, bă, de ce nu sunt informații? Că dacă o duci la reprezentanță, o treci acolo în baza de date. Și dacă n-a trecut-o în baza de date, pe n-ai dus-o la reprezentanță sau ai reparat totul sau whatever. Hai să vedem ce ne arată de mașina asta, de Rolls-Royce-ul scur, care zice lumea că l-a luat de pe state, l-a luat în Japonia, fii atent. Văd că a fost și prin Italia și acum este la mine. Și prețul final la mașina asta, cât am plătit eu pe ea, este de 1 milion de euro. Omul cerea 1 milion jumate, dar l-am negociat până la 1 milion de euro. Așa, și înainte să începem, mai era încă o chestie de care comenta lumea, și anume că aici nu scrie RR. Adică până și la săracea cu Range Rover scrie RR și la mine nu scrie RR. Așa că știi cât îți ia bani să scrie aici RR de la Rolls-Royce? Ha? Vreo 3-4 mii de euro numai să scrie aici. Eu, acum. Și da. Bicul ăla cât a fost. Ia de aici. Cu cât L se scrie Rolls-Royce? R-O-L-L-S-R-O-Y-E. R-O-L-L cu doi? Mamă. Stai să-l iau. Bă! Să-mi învăț mâna, taci. Haide. R-ți scrie. Stai puțin, să desenăm și logo-ul de la Mobilfox, dacă tot ne apucărăm. Gata. Adică că în una din ele se află 1000 de euro. Bă, ce aveți? Bă, ce, bă, nu fii prost. Nu fii prost. Pe bune, cu. Îți bagi joc, te bate. Eu chiar sunt curios. Eu de partea lui Justin să simt. Zic că nu există așa ceva. Păi și de ce zice nu? Nu zice nimeni. Stai puțin. Te rog, lasă. Dar dacă lumea crede că există. Lasă să nu omori. Stai puțin, lasă. Dacă crede lumea că există și nu se știe niciodată adevărul dacă nu-l aflăm noi. Care lume? Lumea care a auzit de treaba asta. Dă-i o gaură mică și ne uităm pe ea. Cu ce? Cu pixul? Cu ce zici? Bă, dar îți dai seama, te faci cu 1000 de euro. Îi primești tu, îi poștim? Da. Doi, tata, hai. Uite! Hai! Ia-te! Bă! Ia-te, mai e, mă? Stai! Sunt 1000? Sunt 200.
Ne-au lăchit ăștia. Avem 5 tetiere. Da, bă. 200 de căciulă. De ce, ce zici? Hai că avem treabă. Ok, hai să vedem acum la tetiera a doua. Ma, problema e că căcatul ăsta cam aruncă ulei și s-a făcut vraiște toată mașina. Uite cum e ulei pe acolo cum ele, dar... A, asta e, mai duci un lem, mai duci un de la... Na. Hai să vedem și în asta ce trag găsim. E ceva? Uite ce e acolo. Nu mai e nimic, în asta cu aia ne-au lăchit. Bă, și am zis că îți e partea cu aia, dar nu mai e. Da, atunci împărțim pe aia, împărțim. Aia 200. O luăm din spate? Nu, dă-ne și nouă din aia 200. Nu, dar crezi că dacă numai la șofer să fie? Păi probabil. Eu cred că doar la șofer. Bă, rar, și ăsta ne lăchește. Dă-ne banii. Bă, nu. Îți dăm jumătatea lui 5 ție. Știi care e jumătatea lui 5? A? Hai să vedem acum ce drag fac umbrele astea. Exagerezi. De 150 de milioane. Nu, că nu mai m-am enervat. Andrei. Nu, dar noi chiar am fost la rol și am întrebat. Chiar sunt... Cât ai, mă, că sunt? 3.000. 3.000 de euro. Hai, pasta la asta aici. Bratatule! Ia mâna de pe aia. Nu, exagerezi, să mor eu. Nu, că e gata. Exagerezi. Nu, vă mâne, ai tăiat trei. Gata, las. Gata, nu mai fi prost. Bă, nu fi prost, vă mâne, exagerezi. Exagerezi. Bă! Hai, iau! Hai că poate mai ai și tu 50 de milioane! Bă, nu arunca! Bă, lasă-mă! Nu, te duci, bă, deci nu mâna pune, nu? Oricum din seară o iau eu! Doamne, bă, nu, bă, nu ai probleme! Stai să văd unde... Păi, de capul meu! Tu realizezi ce am făcut? Hai să vedem acum... Cât de rezistă de mașina la exterior! Asta este rău! Bă! Bă, dar de unde le-ai spus? Ce-ai, mă? Auzi, nu, stai. Rolls Royce. Stai, mamă, nu pot să fac asta. Aoleu, mamă, ăsta a venit cu catarroiul. Gata! Nu ne-am stia. Nu, ca asta. Asta, da, să mângui eu pe asta. Care, asta? Ia, stai, vedem cât ține. O petricică. Nu, s-a zgâriet. Tu o petricere? 3 pietricele. Și catară. Mamă, s-a dat un pic și pe aici. Visoi plus rar. Bă, bă, bă. Nu, nu, citește aici. Asta am scris cu aia. C-O-D? Ah, codul Bisoi, da. Pe mobil, fac băieți. Exact, exact, băieți, dacă vreau să folosim codul Bisoi pe mobil. Ah, stai. Sau... Deci fiți atenți, băieți, asta voiam să zic și eu, dacă vreți să vă cumpărați o husă, avem colecții noi pe site, urmează să băgăm și colecția lui Bisoi cu țavă goală pe site. Aveți codul de reducere Bisoi, mai aveți și pe alu Pain, și pe alu Dima, și pe alu... E, ălea sunt irelevante. Vă las link în descriere dacă vreți să veniți la noi pe site, pentru că mâine de la ora 6 începe Flash Day și aveți reducere de 55%, dar doar dacă folosiți codul de la un creator de conținut. Dacă folosiți codul Bisoi.